Bună ziua, mă numesc Lupoaie Gianina și aș vrea să vă prezint cartea Crăciunozaurul de Tom Fletcher. Această carte arată, prin intermediul unor personaje copii, cum sunt discriminați oamenii cu dizabilități și faptul că oamenii răi ascund de fapt un trecut tragic și ei doar se descarcă pe cei din jurul lor. Și, deși aceste personaje, copilul cu dizabilități și copilul cel rău, se urau din tot sufletul și din toată inima lor, ce a urmat după aceasta cu siguranță vă va șoca. Însă eu nu vă spun aici. Vă las pe dumneavoastră să citiți și să descoperiți singuri. Totodată, este o carte despre renzi zburători, spiriduși, Moș Crăciun și mai ales o carte despre prietenie, loialitate și speranță. Eu ador să citesc. Am citit destul de multe cărți până acum, dar niciuna dintre ele nu m-a făcut să plâng și nici nu credeam că o să se întâmple vreodată. Însă, cartea Crăciunozaurul m-a făcut să plâng. Mi-a spart bariera sensibilității. Vă recomand cu căldură. Sper să vă regăsiți în ea și să deschideți porțile înțelepciunii și altora. Spor la citit!